Sunt foarte multe domnișoare care vor să-și aranjeze părul într-un mod rapid acasă. Și am primit multe cereri, mesaje pe Facebook care îmi cereau ajutorul. Iar pentru a le ajuta, ne-am întâlnit astăzi împreună cu tine să vorbim și să le arătăm despre coafurile care se pot realiza în 10-15 minuțele maxim. Copul pe care l-am făcut astăzi este atât de zi cât și de seară, putând fi purtată la evenimente importante, cât și la o cafea în oraș cu prietenii. Cum spuneam și mai devreme, este foarte rapid de făcut. Începem cu o călare pe mijloc, secționăm capul în două părți, iar după aceea începem buclele de jos în sus. Buclele trebuie făcute de la jumătate în jos, iar trebuie să mergem un picuț mai repede cu placa, astfel încât să îmi iasă niște bucle mai mari, mai lejere. După ce am terminat de făcut buclele și trebuie să le desfacem un picuț, să le dăm foarte puțin cu un fixativ de preferat flexibil, să ne luăm zona calotei, începând din zona frunții, să spunem așa, deci trebuie să secționăm, să lăsăm și bretonul deoparte. Iar după aceea, după breton, urmează partea calotei. Începem cu partea calotei și se termină în zona occipitală. Lăsăm bretonul într-o parte, iar începem să tapăm partea calotei până în zona occipitală. Apoi îl dăm cu un pic de fixativ pe partea tapată. După ce l-am lăsat un pic să se usuce fixativul, trebuie finisat. Finisajul se face cu un pieptăn foarte fin, astfel încât să nu tragem foarte mult de el, ca să-l rupem, să evităm să-l rupem. Prindem partea calotei în zona din spate, undeva în mijloc. Trebuie să prindem agrafele de jos în sus, punându-le în formă de X. Dacă nu vrem să lăsăm părul așa desprins, putem să-l prindem. Îl prindem într-un coc, într-o parte sau chiar pe mijloc, iar după aceea începem cu tapajul foarte încet, foarte soft. După aceea îl dăm un picuț cu fixativ, la fel flexibil, îl finisăm foarte, foarte puțin, apoi începem să prindem câte o șuviță, o meșe un picuț mai grasă și să ducem una câte una în zona unde să dorim să fixăm cocul. Nu trebuie să fie foarte finisat, nu trebuie să fie fix, așa cum am arătat și noi, cum am demonstrat, dar trebuie să aibă un aspect natural, lejer. În ultima fază trebuie să finisăm bretonul. Dacă avem un breton lung într-o parte, trebuie să-l ducem în zona unde avem cocul. Da? Dacă avem un breton un picuț mai scurt, trebuie să-l tapăm un pic, să capete volum în funcție de vârtej. Dacă avem vârtej pe mijloc, automat o să avem și un volum, ceea ce este foarte bine. We'll be right back.